Continua ceea ce s-a început și de asemenea pentru dezvoltarea în continuare a municipiului Roman, pentru a fi sigur că Romanul merge înainte. Sunt încrezător că va fi un proces electoral bun, corect și sper într-o participare cât mai mare la vot, astfel încât aceste alegeri să aibă o legitimitate în ceea ce privește formarea viitorului guvern și dezvoltarea pe mai departe atât a Romanului cât și a țării. Până la această oră nu au fost situații deosebite, doar două înlocuiri de membri în secțiile de votare care au fost rezolvate, nu sunt probleme deosebite. Sperăm în continuare, nici pe parcursul zilei, să nu fie probleme deosebite. Au fost decizia partidelor sau probabil legea prevede ca în situații excepționale, chiar în ziua votului, anumite persoane, în caz de îmbolnăvire sau de accidentare, să poată fi înlocuite. Estimați un procent la vot? Da, eu îmi doresc ca la nivelul municipiului Roman să avem o prezență de peste 40% și acest lucru să determine, practic, așa cum spuneam și mai devreme, o legitimitate a acestor alegeri.